Gerlem. Demangera. Lovit. Omonia Nicosia are deja 6 ani de când nu mai reușește să câștige titlul în Cipru. Este o adevărată tragedie pentru acest club, pentru că între timp adversar Gencev. Gencev are un șut foarte puternic. Să vedem dacă el va executa. Nu! Pară gol! Wesley! Gol Wesley! Fece vasului! Un moment că va trage Gencev, dar Gencev de obicei șutează de la mai mare distanță, cu piciorul stâng, bară și gol, ceva asemănător cu ceea ce s-a întâmplat în tur la Vaslui, când mingea a lovit de două ori barele până când Temoangera a înscris pentru 1-0. Pentru 2-0, îmi cer scuze. Așadar, din minutul, sincer să fim, chiar așa fac, din păcate, favoarea Omoniei. Sunt ultimele tentative ale gazdelor de a marca un gol care ar putea relansa partida. Cel puțin cred că așa ar fi. Șut periculos cu Ciac, nu a respins așa cum trebuie, învălmășeală la 7-8 metri și 11 metri penal. Iată. S-au bâlbuit, a scăpat cu Ciac și într-adevăr l-a tras de picior. Cred că este o relare mult mai bună aceasta. I-a prins piciorul lui Constantinu și într-adevăr penalti va executa Juravski în minutul 84. Juravski șut și este 1-1 în partida Omonia Nicosia FC Vaslui. Era greu să rateze golgheterul de anul trecut al Larisei în Grecia. A marcat pentru Larisa numai puțin de 15 goluri în 3 partide. Este un